Salutare, dragi prieteni! Aici am o capoțică de la motoplanorul meu Super Simbad, 2,75 m anvergură și vreau să vă arăt cum se colantează. Eu am colantat deja părțile ăștia din față, le-am înfoliat și pe asta și pe asta. Și am vrut să vă arăt cum se face în continuare. Important e când colantați și prindeți prima parte, adică o lipiți folia. Prima parte înseamnă că trebuie să o lipim de două ori, adică încingem fierul la o anumită temperatură, eu ca la fierul ăsta la turnigii. E mini fierul de călcat al meu care mă ajută foarte mult. Îl folosesc așa, la nivel mediu. Când s-a încălzit la nivel mediu, el lipește bine folia, dar nu o arde. Și nu usucă partea din margine, să zic, nu o arde deloc, chiar deloc. O întinde decât foarte bine, o lipește foarte bine, dar nu o arde. O să vă arăt despre ce e vorba dacă pun și o bucățică, de exemplu, dacă o pun și încălzesc fierul la nivelul ăsta, cam așa, să zicem, 3 sferturi, la început, și încerc să lipesc cu el, o să-l las un pic să încălzească. O să fac o probă aici, pe partea din spate. Să vedeți cam ce se întâmplă cu o bucățică de folie din asta, dacă încălzesc fierul la temperatura aia. Ca idee, să vă faceți o idee, să vedeți cum se face. O să o pun aici și o lipesc aici, nu mă deranjează cu nimic, este în partea din dos, n-are nicio treabă. Și o să vedeți cum se face dacă lipesc cu fierul la temperatura asta, la 3 sferturi, aproape mai mult de 3 sferturi. M-am pus să o lipesc și uitați-vă cum s-a și încrețit. Se vede aici, se încrețește foarte tare. Ea se lipește foarte tare, dar la o suprafață mai mare o încrețește și nu mai poți să faci mare lucru, exact ce se întâmplă aici. Dacă se vede bine, ia uite. Și e foarte greu de întins după aceea, pentru că firul se încinge foarte tare și încrețește folia. Asta e un secret al meu care am vrut să vi-l împărtășesc. Deci fierul nu trebuie încălzit în prima fază în care lipiți folia, decât la nivel mediu, să zic așa. Așa cum arată și fierul meu de călcat. De la turnigii. Nu-i fac reclamă, dar ca idee. Doar ca idee, să vedeți, faceți diferență la toate fierele care le aveți voi. Bun. Deci ați văzut despre ce e vorba. Nu se încălzește fierul mai mult de jumătate în prima fază de prindere la folie. Eu am un suporțel pe aici, da, nu l-am mai pus, în fine, am aici o forfecuță, o să pun pe el. Așa. Și am să desfac asta de aici. Partea asta din spate vine prinsă pe motoplanor. Pur și simplu am făcut eu niște margini de ghidare în momentul când intră. Stați că vă arăt imediat despre ce e vorba. Deci aici intră capoțica mea la care lucrez eu. Am vrut să vă arăt ca idee. Astea sunt ca ghidași făcute să intre aici în spațiul acesta și intră foarte, foarte bine. Am aici și... Da? A, e cablul care ține, nu contează. O să-l bag în spate acolo. Ia uite ce frumos intră, decât am pus-o așa și a intrat foarte frumos. Ia uite, s-a aliniat aproape perfect. Îmi rămâne un spațiu acolo, așa, un pic micus, dar nu mă deranjează, că nu merg cu el la expoziție, merg cu el la zbor. Ăsta e noul meu motoplanor, care l-am bricolat în vreo 3 săptămâni de zile, așa, aproximativ 2-3 ore pe zi. Și am făcut această capotă, pe care o să o colantăm acum. Atât am vrut să vă arăt ca idee unde intră și locașul. Pentru ce sunt ghidajele ăștia, poate m-ați fi întrebat. Pentru asta sunt, ca să intre aici ușor. Și cam așa. O să dăm pe mai departe. Bun, să trecem mai departe. Deci ați văzut despre ce e vorba, dacă încingem fierul foarte tare. Și acum să pregătesc de lipit următoarea părticică de deasupra, care vine deasupra pe capot aici. O să mă măsor un pic așa și
aproximativ, aici am niște ghidaje, dar ok, mă ghidez și după grila mea de tăiere și după cât e dimensiunea la capoțică și las cam un centimetru în margine. Deci ar trebui cam așa, o să fac așa o probă aproximativă. Ca idee, uite, o să pun chiar așa odată și văd cam cât îmi trebuie material. Cine mai economic, e mai economic. Cine mai risipitor, mai risipitor, nu contează, eu fac cam așa. Fac o probă, așa o să tai partea asta de aici și o să rămână cam partea asta, din margine. Bun, și o să o tai cu forfecuța. Cam așa. Și rămâne în partea din față. Ca idee. Nu contează ce curbă am făcut aici. O pun așa în margine și o tai. Fac eu aici o formă. Bun. Am tăiat părticica asta de deasupra. Și acum o să o prind într-o margine. Cam așa. Să treacă un pic aici. Dacă vedeți acolo bine pe cameră. Să treacă aici un picuț așa. Cât are loc aici și o să lipesc. Vedeți, am legat fierul meu decălcat la jumătate. Și o să lipesc aici un pic. Așa. Cât să prinde folia mea. Vedeți, dacă am lipit așa, nu se încrețește materialul și o lipește destul de bine. După care revin ultima dată cu fierul mai încins, o să-l pun la 3 sferturi pentru lipirea definitivă. Dar acum facem așa partea din margine. O lipim, o stabilizăm cumva. O să-l întind un pic materialul așa cumva. L-am întins și aplic o partea din margine, pur și simplu. Așa, și o să tăiem surplusul de material. Ok. Bun, o să tai surplusul ăsta de material de aici. Ok. Am tăiat partea asta din margine, de material. Nu contează cât și cum a rămas. Și acum lipim bucățica asta din margine. O lipim. Ea nu e lipită definitiv acum. Ok. După care tăiem și marginea asta, că ați văzut cum era lipită partea din față capacul. Rămâne un pic material aici. Acum o să o tai exact la nivelul ăsta, din margine, bun, și de că trebuie să o lipesc, la fel și aici, și o să încep din partea asta, bun, tăiem așa, pur și simplu cum vă pricepeți mai bine, nu trebuie să fiți niște experți, eu o să mă apuc să tai cu cutterul aici un pic, tai perfect la margine și cu grijă și cu atenție voi tăia părticica asta din față la nivelul ăla. Dacă mai rămâne un pic, o voi tăia tot cu cutterul. Așa. Ia să vedem de ce nu tăia aici. Perfect. Este foarte bine așa cum a rămas. Dacă mi-a rămas aici puțin neîntinsă, o să o desfac un pic. Nu o las așa. Am desfăcut-o și am întins-o aici un pic și o lipesc din nou. Așa. Am întins-o un pic mai bine. Bun. Am întins-o mai bine acum. O lipesc așa provizoriu, mă întind cât de cât să fie așa.
întinsă. După care fac la fel ce am făcut și în partea asta. Aici tai partea din margine cu cutterul. Pur și simplu. Pentru că pot să intervin acolo până în margine. Și voi îndepărta surplusul. Chiar dacă rămâne un pic și n-am tăiat perfect. Ia uite ce frumos. Tai până în margine materialul rămas și este aproape bine. Mai tăiem și aici un pic materialul ăsta care nu ne trebuie. Îl tăiem și pe el. Așa. Și ia uite ce frumos am croit noi partea asta din spate și de deasupra de la capoțică și va ieși o capoțică destul de drăguță. Drăguță. Perfect. Bun. Materialul stă aproape întins acum. Nu este perfect întins și acum o să încălzim fierul meu de călcat și îl punem așa la 3 sferturi. Așteptăm un pic să încingă. Un minuțel. Și după care revenim aici. Începând de deasupra, nu contează de unde. Începem să întindem materialul. Să vedeți rezultatul. Vedeți cum e acum aproape un pic cutat. E așa un pic cutat. Dar după ce se va întinde materialul și se încinge bine fierul meu de călcat, este ok. O să rămână întins foarte frumos și o să ies o capoțică foarte drăguță. Așa. Mai lipesc o dată marginile aici sus pentru că s-a încins binișor fierul. Așa. Insist. Bine. Vedeți, acum nu se mai încrețește pentru că materialul nu este mult. Nu este atât de mult încât să-l poată să-l încrețească și l-am lipit dinainte un pic. Așa. Acum să continui pe partea asta. Și după cum vedeți aici, după cum puteți vedea aici că se întinde frumos materialul, așa cum arată schema făcută. Adică mă refer la construcția capoții. O să prindă exact forma aia, nu contează. Ia uite ce frumos arată. Se îndreaptă. Și pe partea asta o să vedem rezultatul imediat peste tot. El o să ia forma exact cum am făcut eu cu balsa acoperite. Baghete din balsa. Nu mă deranjează dacă rămân deasupra niște proeminențe, chiar deloc nu mă deranjează, pentru că avionașul meu e făcut tot numai din baghețe și baghețe și baghete. Tăiate mai mici, mai mari, la nivelul proiectului. Și chiar nu mă deranjează deloc că rămân aici proeminențele astea. Ba, din contră, îmi place că arată rustic. Arată așa mai clasic. Arată mai clasic și nu mă deranjează deloc. O să vedeți că e foarte drăguț. Mi-a luat câteva minuțele. Vreo 15 minute. Cât am tăiat, am lipit. Așa mai este și pe aici, pe margine, un pic. Așa. Așa și pe aici un pic. Să se întinde materialul foarte bine. Și va ieși o capotă foarte drăguță, așa cum spuneam. Cine are alte sugestii, alte idei, subscribe, adică veniți cu ideea acolo și spuneți-vă ideile voastre.
tot timpul mai avem câte ceva de învățat. Nu e nimeni profesionist. Toată lumea învață și cum a prins o idee, o face așa cum a prins-o. Iar dacă mai e ceva de adăugat, e binevenit. Orice idee e binevenită. Ia uite. Așa. Dar ca și secret pe care vi l-am dezvăluit mai devreme, nu încingeți fierul la nivelul maxim sau mai mult de jumătate înainte de a pune tot colantul, toată folia. Eu am folosit o folie de la Hobby King, da, o folie generală și universală, pe care am văzut că o folosește mai multă lume și destul de bună. Perfect. Ia uitați, dragi prieteni, ce a ieșit aici. O capoțică drăguță, o capoțică frumoasă și o să mai întind eu pe acolo și pe acolo unde mai trebuie, dar este aproape bine și este exact ce mi-am dorit eu. O capoțică simplă, ușoară, deci este o capotă foarte ușoară, vreau să zic. Nu am cântarul lângă mine să o cântăresc acum, dar este foarte ușoară. Și ține loc de ornament al avionului. Și să vă arăt cum arată finalul pe avion. Gata, cam așa arată. Ia uite ce frumos. Ia uite ce frumos arată capotica mea. Dacă vă pricepeți mai bine, cu atât mai bine, eu v-am arătat ce am putut eu să fac și cum am putut eu să fac aici mai bine. Mi-a ieșit destul de bine, zic eu. De aceea, dacă vă apucați să faceți și voi una, sau orice colantați, vă urez baftă, succes. Și spuneți-vă ideile pe canalul meu acolo de YouTube sau pe Facebook. Dați-vă părerea și ne vedem la următorul proiect. Imediat o să vă arăt cum arată pe avion. Cam așa arată pe avion pusă. Acesta este avionul meu. Super Simbad. Are și inscripția acolo în spate de România. Foarte frumoasă, foarte drăguță. Aici înăuntru am niște servomecanisme standard și unul mini, care îmi folosesc la zbor. Și uitați ce frumos a ieșit capoțica mea. Ia uite ce frumos. Pentru moment arată așa. Și destul de drăguță. Urmează să-i pun sistemul de magnet care să stea prins pe fuselaj. Un sistem acolo drăguț. Aici o să vină motorașul, elicea și toate alea. Mulțumesc frumos pentru vizionare. Baftă și vouă dacă vă apucați de bricolat. Toate bune. Dați subscribe and share. Și să ne auzim cu bine.